În seara aceasta Antonia i-a făcut manicura doamnei Mariana și în timpul acesta mai discutau despre un alta. Îi spunea doamna Mariana Antoniei că lui Albert degeaba îi spune ce să facă pentru că el oricum face doar ce vrea el. Și Antonia zicea că e și o chestie a vărsătorilor: că dacă mai mulți oameni merg într-o direcție, vărsătorul merge în direcția opusă. Vrea să fie unic și să facă lucrurile diferit. Spunea Antonia că îi plac oamenii din zodia vărsător și că și bunicul ei a fost în aceeași zodie. Doamna Mariana mai povestea despre Albert care are mania vitezei în ceea ce privește șofatul și zicea că speră să se liniștească. Antonia îi spunea că asta o să vină odată cu timpul și apoi doamna Mariana a început să povestească întâmplări din viața lui Albert că într-un timp intenționat îl oprea poliția.